Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a ținut duminică 5 iunie în toate bisericile aflate sub jurisdicția sa administrativă Slujbe pentru Oprirea Ploilor și Colectă de Ajutoare pentru Sinistrați afectate de furia apelor dezlănțuite în această primăvară năbădăioasă. La inițiativa Înalt-Preasfințitului Părinte Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, duminică 5 iunie a anului curent, în toate bisericile din cuprinsul Arhiepiscopiei s-au oficiat rugăciuni pentru încetarea ploilor și colecte, s-au organizat colecte de bani, materiale, alimente, apă, îmbrăcăminte pentru cei afectați în urma inundațiilor petrecute nu de mult. E felul în care înțelegem ca de fiecare dată, de altfel, să reacționăm atunci când cineva dintre cei ai noștri au întâmpină probleme și sperăm ca în scurt timp mare parte dintre cele câte s-au stricat și cu ajutorul celor colectate să fie reparate. Colecta de ajutoare va continua în perioada următoare și toate bunurile alimentare, neperisabile, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale de construcții, obiecte de uz casnic vor fi dirijate de către reprezentanții Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în cele 5 protopopiate afectate de gravele inundații din această primăvară, respectiv Sascut, Buhuș, Moinești, Onești și Bacău.